I-am mai răspuns. Uite ceva acolo sau... Mâine. Colegi, astăzi avem o misiune concretă. Să efectuăm o razie pe lacul de acumulare Dumbăsari. Astăzi noi trebuie să arătăm rezultate, verificăm activitatea dacă sunt pescari amatori, verificăm permisele de pescuit, inclusiv, clar că în perioada respectivă nu mai dăm noi de braconieri adevărat, dar plasele care sunt depistate pe lac, ele sunt interzise de a fi pescuit, deci ele toate ridicate, peștele care este găsit în plasă, eliberat în stare vie, cum este în lac, facem poză, video, toți aveți fotoaparate, poză, lucrați pe două persoane la o barcă. Avem de lucru aproximativ până la ora 5, la ora 5 toți aici ne adunăm să vedem rezultatele, dar foto și video numai decât să fie prezent. Când sunt momente de ceva ieșite din comun, mă telefonați, aveți telefonul meu, eu fiu aici împreună cu voi și intervenim la necesitate sau colegii noștri. Fiți atenți, e pe apă, e, cum ne-ai dat, securitatea muncii trebuie respectată. Cei care șoferi au permise de a conduce barca, șoferi navigatori. Deci lucrăm calitativ și cu rezultat. Bine, la muncă! Și o iei la un cap, da? Trebuie în urmă, domn director. E, se rupe. Așa, așa, dați ură, așa se. Lăsați așa, lăsați, lăsați, lăsați. Lăsați, lăsați. Nu, nu, normal, normal. Gata, opriți. Așa e tata.
mână. Vine din numai una, da? Da. Și hai mergem. Plasă de monofilament. Ochiul la plasă este de 110 mm. Este inițiativa Ministerului Mediului de a interzice importul și comercializarea plaselor de monofilament. Ele sunt aduse de la Odessa, de regiunea Ucrainei, la noi în Republică. Prețul cât? E aproximativ o plasă de 100 de metri, e foarte ieftină și braconierii își permit. 150-200 de lei plasă. De ce ești mult plasă de monofilament? Chiar sunt ieftine. Cât am scos până amul? La vreo 30 de metri. Poate și mai mult. În total o plasă, cât e 80-100, da? Da, aproximativ. 100 de metri. Totuși, ministerul, pentru că a aprobat sau ordinul de neaprobare a cotelor de pescuit, demonstrează că pește într-adevăr în lac nu există. Da. Trei plase am scos, pește mai că deloc. Pornit pe două, da? Da, două, încă o plasă. De la sierpă? Da, de la sierpă. Da. Așa. Urmați cum? Foarte frumos. În plasa la braconieri, în pește, în specie fitofag. Nu, trebuie să facem că facem o poză. Acum, dacă să putem, în plasă. Să putem? Să putem? Să Să spargem și eu, să spargem. Facem o poză. O secundă. Da. Repet, te rog, specia care? Fitofag. Specia fitofag. Care în popor se zice tolstolob, da? Tolstolob, da. Are cam la? 6 kg. Dai să... Da. Pescarii îl sărută și îi dă drumul înapoi? Da, pescarii adevărat prin peștele și îl eliberează. Noi luptăm cu braconierii. Da, și... Ce? Trebuie
că vrea înapoi să vină. Nu, acum el a să ieși. El să revină. Acum și-ar să revină. El să revină și acum și pleacă. Trebuie să-l dădem cu astea în luntre, între dâns și el se revină și îl întoarce. Îl întoarce, el se îndrăduce. Acum. Revină. Apă să intre în... Și vărere, da, de... Am ușit, acolo, și am ușit. Domnul Sergiu, ține mâna așa înainte, ca Stalin. El este mort. Oleacă, lasete. Înseamnă că plasa nu a fost controlată câteva zile. Plasa nu a fost controlată vreo câteva zile. Partea slabă, el e plin cu icri, racul, el trebuie să-l depune și el se încălcește așa și poate să moară. Scoate-i. Dați-i drumul, atent. Așa, dați-i drumul, el trebuie să depună icra. Facă răcușori mai mici și avem. Cine primlăm? Vă apropiați, vă rog. Plasa cei de acolo cu ei. Ei n-avem, am văzut și noi, dar... Ce ați văzut? Vă apropiați, vă rog frumos. Serviciul pișicul vă deranjează. Serviciul pișicul vă deranjează. De unde sunteți? De unde? Și ce căutăm? Vă apropiați-vă, vă rog. Azi, ca sărbătoare, ne primlăm și noi. Vă plimbați, vă pescuit? Nu așa ce-mi stie? Nu, nu. Vă probeați, rog. Așa, mai într-o parte acolo. Ne apucăm de acolo. Nu în parte. Ce băieți, numai cu bieri, da? Cu pește și cu raș nimic, da? Băi, nu se pierde. Nu? Plasă! Plasă cei de acolo cui? Nu știu. Ce să-și cunoașă? Am văzut-o și noi, dar... Ia na acolo unde ești azat să vedem ce ai ardic. Așa? Da, acolo, poți. Bă, ține, bă! Ia na acolo. Sacul ce vă trebuie? Asta sacul care a luat de la omul din Mulovata, care așa a luat, că e niodată, da? Hai, vă rugăm, vă dați vă ce fama. Nu-ți permite, cu bierea, mă sfârle de siguranță, aveți dreptul pe râul să vă cătăți cu barca. Barca e registrată? Da. Unde e registrată? Aveți pașaport tehnic? Omul care mi-a dat. Nu, dar unde e? La dumneavoastră, dar trebuie să aveți dumneavoastră. Hai, vă rog frumos, dar ce fama. Bine. Hai la mal, vă rog. Domn Valeriu, dai acolo în plasa dată. Da. Deci, ce las plava, băi, este o mală. Aha, e lor precis, da? Precis, dacă nu i-am prins.
Da. Так, дай наид. Так, еще сербяска. Скорчи. Încet, încet, încet. Încet, încet, încet. Suntem cu colegii aici la sfârșitul zilei de muncă, am activat 5-6 ore, avem și rezultatele prezente aici în față. Am fost organizați în 7 echipe, cu 7 bărci, câte 2-3 persoane pe barcă. Am inspectat satele, lacul de acumulare de băsare în satul Holercani, Molovata și Cocieri. Am depistat foarte multe plase, aproximativ 42-43 de plase, câte 60, 70, 80 de metri în total, aproximativ vreo 3.500 metri de plasă. După cum se vede, toată plasa monofilament, adică plasa care este interzisă în general de pescuit, ea este chiar și inițiativa Ministerului Mediului de a interzice importul de plasă, dar cu siguranță lucrul ăsta se va întâmpla în viitorul apropiat și braconierii vor fi probabil mai puțin, dar vor avea și mai multe cheltuieli pentru a procura plasă bune. Echipa noastră este permanent în acțiune. Vom inspecta în continuare lacul de acumulare de băsar și celălalt lac de pe râul Prut și vom aduce rezultate ca societatea să vadă munca noastră care se efectuează. Mulțumim! Da, ce de aici? Da, stai. Nu, aici e, nu știu, răsășită.